ce e în sufletul nostru, de multe ori nu-i vina noastră. Tu ai nevoie de pace. Pacea lui Dumnezeu este soluția pentru inima ta tulburată. Că pacea lui vrea să-ți vindece inima. Noi nu o putem, că suntem preocupați. Nu, că trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, suntem obișnuiți, trebuie să facem aia. Ne distragem pur și simplu, numai să nu aducem înaintea lui ceea ce ne căjește în fiecare zi. Că dacă am ști cum să stăm în prezența lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu găsesc iertare, găsesc eliberare, se liniștește inima, se liniștește sistemul nervos și dintr-o dată simt pacea care întrece orice. Filipeni, capitolul 4, de la versetul 4, cuvântul Domnului spune în felul următor. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Amin. Haideți să ne reașezăm. Vreau să vă aduc un mesaj din partea lui Dumnezeu, care Domnul mi l-a pus pe inimă și mă bucur, înainte de orice, să văd că sunteți așa de mulți la biserică. Am observat în ultima vreme două lucruri așa care ne afectează în mod special viața de credință. Primul e delăsarea spirituală. Nu mai venim la biserică, cel puțin eu sunt din zona Târgu Mureșului, am văzut și acolo cam un program, de ce să venim două programe, și mi-am dat seama așa de o delăsare în ultima vreme. Și cealaltă mare provocare cu care fiecare dintre noi ne confruntăm sunt bătăliile la nivelul minții. Ori delăsare, ori problemele cu care ne confruntăm mulți dintre noi. Și în această seară, și pentru faptul că în ultima vreme Domnul așa înclină inima mea către cei care suferă și care trec prin probleme și știu că sunt mulți, și din păcate sunt mulți și în biserică, în această seară Domnul mi-a pus pe inimă un mesaj din Filipeni, capitolul 4, de la versetul 4 până la versetul 8 pe care l-am citit și care dezbate un subiect interesant și actual. Am citit o statistică a Organizației Mondiale a Sănătății care spunea că pandemia secolului 21 este stresul, este anxietatea și fiecare probabil le simțim mai mult sau mai puțin. Și am curajul acesta ca să vin și să discutăm puțin despre problemele cu care ne confruntăm, pentru că știu că sunt prezente în sufletele noastre, în familiile noastre, și să vedem puțin ce zice Scriptura. Pentru că sunt foarte multe propuneri și sugestii cu privire la provocările noastre și aș vrea să vă aduc în această după masă ce spune Scriptura cu privire la anxietate. Și mi-am notat mesajul din această seară, anxietatea și pacea lui Dumnezeu. Vreau să vorbim despre lucrurile astea. Dacă sunteți care nu treceți pe aici, slavă Domnului, probabil o să-i ajutați pe cei care trec. Dacă cumva treceți pe aici, sper cuvântul din această seară să fie o licărire de speranță și o soluție pentru noi. Se spune că unul din cinci, și în mod special în țările vestice, se confruntă cu probleme de genul acesta. Unul din cinci copii sunt diagnosticați cu probleme la acest capitol. Unul din cinci copii și unul la 25 de adulți sunt diagnosticați cu tot felul de tulburări și provocări, să zicem, la nivel mental și emoțional. Deci nu putem evita. Nu putem evita și din cauza asta trebuie să vorbim și cred că Biblia are niște soluții frumoase, soluții
binecuvântate, pe care aș vrea să le explorăm puțin în această dupămasă împreună. Avem timp, probabil vom termina mai repede, așa că am înțeles că o să fie pregătită și o limonadă afară, așa că haideți să ne pregătim puțin inimile, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și să-L primim în inima noastră în funcție de nevoia pe care fiecare dintre noi o avem. Dragii mei, din păcate viața pe care noi o trăim nu e una ușoară. Haideți să o recunoaștem. Am trecut unii din noi prin momente foarte grele. Cu cât vorbesc mai mult cu oamenii, îmi dau seama că ascundem niște povești de viață grele și complicate mulți dintre noi. Și cred că e momentul în care să putem să găsim niște soluții pentru situațiile cu care ne confruntăm. M-a șocat o statistică pe care am citit-o în urmă cu un an și are legătură cu țara unde suntem noi acum, în Irlanda. Și statistica spunea că adolescenții care se sinucid în Irlanda sunt pe locul 4 în lume. Și m-a șocat, pentru că n-am crezut că acolo suntem ca și țară. Dar ce mă supără puțin mai tare este că toate cazurile acestea sunt ascunse și cel puțin în zona unde noi stăm, în țara în care noi stăm, observ multe tragedii de genul acesta a oamenilor tineri care își pun capăt zilelor. Și foarte interesant, multe din aceste cazuri se întâmplă în viețile bărbaților tineri. Că bărbații de obicei nu caută ajutor, se confruntă cu tot felul de situații și ajung ca să-și pună capăt zilelor, dar și adolescenții. Și am zis, măi, dar de ce nu se spune în presă? De ce nu știm despre cazurile acestea? Pentru că îs acoperite. Nu se vrea să știm, să se știe situația în care suntem sau unde ne-a dus tot trendul acesta nou. Așa că să știți că lucrurile sunt mai complicate decât se văd și probabil unii dintre dumneavoastră știți, dar haideți acum să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și dacă trecem printr-o astfel de vale să vedem puțin ce putem face. Și în această seară, citind din acest text, aș vrea să ne uităm la câteva lucruri, așadar în cadrul unui mesaj pe care l-am intitulat Anxietatea și pacea lui Dumnezeu. Și primul adevăr pe care aș vrea să-l înțelegem și despre care s-a cântat. Și aproape fiecare cântare, l-am găsit în fiecare cântare. Sunt foarte curios când vin și slujesc, dacă Duhul Sfânt nu spune cam același lucru pe care vreau să-l spun eu. Nu știu dacă v-aș întreba care e adevărul care s-a cam repetat și pe care l-a confirmat fratele Eusebiu. Ați fost atenți puțin? Ce a spus fratele Eusebiu? Ce a accentuat? Ce a subliniat? Țineți minte? A spus următorul lucru. Domnul este aici. Domnul este aici. Și primul lucru pe care aș vrea să-l înțelegem noi ca și copii al lui Dumnezeu și dacă lucrul acesta nu e clar și nu e o experiență reală în viața noastră, ne va fi greu. Primul lucru pe care Scriptura ne-l spune în versetul 5, după ce ne spune în versetul 4, bucurați-vă întotdeauna în Domnul, apropo, este epistola bucuriei, deși a fost scrisă din închisoare. Vă rog, imaginați-vă-l pe Pavel, că era în închisoare și cel puțin de 12 ori, m-am uitat așa rapid în Filipeni, ne spune bucurați-vă, 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 bucurați-vă. Păi, să fii în închisoare și să te bucuri, să te bucuri de ce? Ce-i bucuria asta? Și mi-am dat seama că bucuria nu vine nici din circumstanțele care le trăim, nici din lucrurile care le avem, ci vine dintr-o relație. Ce-i bucuria? Bucuria e sentimentul pe care îl simțim când cineva e bucuros să fie cu noi. Repet, notați-vă lucrul acesta. Bucuria e sentimentul, starea pe care o simți când cineva e bucuros să fie cu tine. Nu e așa când vine cineva și cât de cât ai încredere în el, dacă zâmbește, tu îi zâmbești înapoi fără să-ți dai seama. Și mă gândesc că Pavel, acolo în închisoare, a experimentat niște părtășii cu Dumnezeu deosebite. Păi cum să zic că el în închisoare, bucurați-vă întotdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă, bucurați-vă, bucurați-vă și el în închisoare. Și noi câteodată, nu închisoare, alte lucruri și nu reușim.
Pentru că el avea un adevăr foarte bine setat și adevărul ăsta îi crea o experiență, avea o experiență unică. Care e adevărul acesta? Vi-l citesc, e cumprins din trei cuvinte. Domnul este... Ați fost atenți când am citit. Domnul cum este? Domnul este aproape. Acum, probabil, ați citit textul ăsta și repede mintea noastră merge la faptul că Domnul e aproape în sensul că Domnul e aproape să vină. Dar dacă v-aș sugera că aici cuvântul Domnului vrea să ne zică Domnul e aproape de noi. Foarte mulți teologi afirmă adevărul acesta. Domnul este aproape. Acesta e adevărul fundamental și lucrul cel mai important în viața de credință. Dacă aș fi să dau o definiție la ce înseamnă creștinism, cred că m-aș pierde în toate definițiile teologice. Dar aș spune în felul următor, conștientizarea faptului că Dumnezeu este lângă mine. Cu cât conștientizezi lucrul acesta mai mult, viața ta se transformă. Ascultați-mă! Viața noastră se transformă când conștientizăm prezența Domnului Iisus lângă noi. Cât de simplu sună, atâta este de adevărat. Prima cântare despre asta a fost, Domnul este aici, este un vânt ce adie, Domnul este aici. S-a cântat aici o cântare, dacă ar fi după mine aș mai chema-o pe soră în față să cântăm cu toții refrenul ăsta și v-aș ridica pe toți în picioare să-l cântăm. La un moment dat spunea, ești lângă mine când pe cale sunt căzut. Știți refrenul acesta? Vreți să-l cântăm cu toți odată? Nu știu, a doua parte a refrenului, cum spune? Ești lângă mine când... Cine a cântat cântarea? Avem ceva timp, putem 2 minute să o mai cântăm. Vrea să vină sora în față. Hai de în față, te rog. Cântăm refrenul acesta. Pentru că nu face sens, dragii mei, să avem o realitate mai reală decât absolut orice. Știți ce spunea la un moment dat C.S. Lewis? Spunea așa, ascultați-mă, ceea ce este real, dar imaterial, ca să îl ții în centrul atenției tale, necesită un efort. Repet ce zice unul dintre cei mai mari gânditori creștini, ceea ce este real, dar imaterial, adică Dumnezeu, necesită un efort ca să-L ții în centrul atenției tale. Ești lângă mine când pe cale sunt căzut. Ești cu mine în orice moment. Ești totdeauna împreună cu mine. Evrei, capitolul 13, cu versetul 5, dacă nu greșesc, și Matei 28, și Psalmul 16, și putem continua. Spune așa, Domnul este lângă noi. Și când știm că Domnul este lângă noi, cea mai mare frică din sufletul nostru se liniștește. Știți care e cea mai mare frică? Frica de singurătate și de abandon. Este o frică acolo pe care câteodată o simțim, câteodată nu o simțim, nici nu mai știm câteodată ce simțim și ce nu simțim, dar când știm că cineva este lângă noi, multe lucruri se rezolvă, foarte multe lucruri se rezolvă. Au fost momente când am fost extrem de stresat și debusolat, dar pentru că am avut-o pe soție lângă mine și am putut să vorbesc cu cineva, s-a rezolvat starea mea. Au fost momente când în slujire mi-a fost atât de greu că n-am mai știut încotro să mă duc. Și pentru că am avut un coleg care a stat lângă mine și am putut să vorbesc, în momentul când am putut să vorbesc, m-am liniștit. Au fost lucruri care s-au rezolvat doar pentru că am știut că cineva este lângă mine. Nu trebuie să-mi spună nimic, am știut că este lângă mine. Și aș vrea să vă spun în această seară cel mai mare adevăr pe care un creștin trebuie să-l experimenteze. Poate cel mai minunat lucru în viața aceasta pe pământ. Ascultați-mă, îi să știm că Dumnezeu este lângă noi. De aici începe totul. Știți cum a trăit Adam? În prezența lui Dumnezeu. După ce a păcătuit, l-a împins pe Dumnezeu. S-a ascuns de el și de atunci s-au încurcat toate lucrurile. Și am pus sisteme, și am pus reguli, și omul a încercat în orice chip să-l mai aducă pe Dumnezeu aproape. Și n-a putut. Până într-o zi când s-a coborât Dumnezeu din cer. Și a venit un al doilea Adam, Domnul Iisus Hristos. Știți care a fost stilul lui de viață? El întotdeauna trăia în prezența, spuneți dumneavoastră, în prezența Tatălui. Știți cum a trăit Iisus? Așa a trăit Iisus.
și ne spune și nouă, și noi putem să începem să învățăm să trăim în prezența lui Dumnezeu. Domnul este aproape. Înainte să trecem la următorul verset care spune, nu vă îngrijorați de nimic, trebuie să rezolvăm primul verset. Domnul este aproape. Am simțit prezența lui în această seară de la prima cântare. Știți că câteodată când slujim, intrăm în anumite locuri și ne dăm seama când e prezența lui Dumnezeu aici. Și în alte locuri ne dăm seama că mai parcă ceva nu funcționează. Și eu cred că în această seară toți care ați venit că Dumnezeu vrea să vă vorbească și dacă veți înțelege ce Dumnezeu vrea să vă spună, viața voastră se va schimba. Prezența lui Dumnezeu lângă noi este cel mai valoros lucru. Haideți să cântăm puțin acest refren și vom merge mai departe. Haideți să cântăm. Și aș vrea să cântați fiecare. Și dacă nu l-ai simțit niciodată pe Dumnezeu aproape, cântă, că prezența lui Dumnezeu nu ține de sentimente. O să vedeți. Sentimentele sunt un privilegiu al prezenței lui Dumnezeu lângă noi, care vin după aceea. Credința este ceea ce ne ajută să trăim în prezența lui. Spunea o altă scritoare, Liane Payne, și merge mai departe. Spunea așa: în fiecare zi când mă scol, îmi pun în minte adevărul că Tu ești lângă mine. Și încerc în fiecare zi cât de mult pot, cât de des pot și în fiecare circumstanță să îmi aduc aminte că Tu ești lângă mine. Și spunea, când am început să conștientizez mai mult lucrul acesta, s-au întâmplat minuni. Am văzut cu ochii inimii. Am început să-L simt și să-L aud. Am început să vorbesc cu El și El să-mi vorbească. Am început să mă întăresc și mi-am continuat lucrarea. Pentru că aici este secretul, dragii mei. Domnul este aproape. Haideți să cântăm. Hai să cântăm. Să vă vadă biserica, cântați. Haide. Cântăm. Ești lângă mine, mă întrunc, sunt pierdut. Doamne, mă ridici când pe cale sunt căzut. Mă întărești când lupta este grea. Îmi dai puteri să pot înainte. Aș vrea mai tare să cântăm. Mai cântăm mai tare, da? Haideți. Ești lângă mine, mă întrunc, sunt pierdut. Doamne, mă ridici când pe care sunt căzut. Mă întărești când lupta este grea. Îmi dai puteri să pot înainta. Mulțumesc! Ne-am adus aminte poate de momentele când chiar am simțit acest lucru. Dar vă spun, El totdeauna este lângă noi. Și ăsta e un adevăr greu de băgat în mintea noastră. Foarte greu. Și știu că pentru unii s-au gândit și au zis, auzi frate Călin, am înțeles. Pentru mine niciodată asta nu a fost o experiență reală. Și întrebarea de ce? Și am găsit câteva răspunsuri. Unu. Pentru mulți dintre noi, vocea durerii din cap nu ne lasă ca să ne îndreptăm atenția către Dumnezeu. De multe ori, în sufletul nostru, vocea durerii sună așa, m-a părăsit, m-a abandonat, nu mă mai iubește, nu-i pasă de mine, nu-l pot auzi, nu-l pot simți. Pentru alții, vocea vinovăției, nu m-a iertat, l-am dezamăgit, nu-l merit lângă mine. Pentru alții, vocea înșelării nu se poate folosi de mine, e departe. Dumnezeu e departe, păi normal că îl simt pe Dumnezeu departe și am avut un mesaj în care modul cum s-a comportat Tatăl cu noi în viață, Tatăl biologic, ne-a creionat creierul să-L percepem pe Dumnezeu la fel. Dacă a fost un Dumnezeu de departe, înseamnă că așa-L voi crede toată viața și mai îmi și caut câteva versete care să confirme lucrul acesta.
Dacă a fost un tată dur cu mine, normal că așa îl percepe Dumnezeu și mi-e frică și stau departe și nu știu, nu mă mai întorc la el, nu știu ce fac. Dacă a fost un tată pasiv, normal că îl percep și creierul meu pur și simplu e un blocaj între mine și Dumnezeu și nu condamn pe nimeni în această seară. Dar aș vrea să vă spun ceva, conștientizarea prezenței lui Dumnezeu are de a face cu un act al credinței continuu. Și când vom face asta, îl vom simți. Îl vom experimenta. Și când se va întâmpla aceasta, aș vrea să vă spun, va fi ca o licărire de cer. Atunci vom simți că trăim. Atunci, cu adevărat, simțim că suntem copiii lui Dumnezeu, dacă pot ca să spun așa. Dar mai este ceva. Și aș vrea, probabil cum le enumer tot, cum vi le aduc înaintea dumneavoastră, aș vrea să vă gândiți foarte bine și să faceți ceva în sensul acesta. Pentru unii nu-L putem simți pe Dumnezeu din cauza atacurilor spirituale. Acum, nu știu dacă credeți în lucrurile acestea, mă gândesc că credeți. Și probabil unii dintre dumneavoastră ați văzut la noi pe pagină, pe internet, a fost o mărturie a unui tânăr care pur și simplu și-a dat viața celui rău și s-a pus ca un instrument al lui. Acestea sunt lucruri reale. Și diavolul de multe ori vine și vrea să ne mintă și vrea să ne atace și suntem într-un continuu război. Dar aș vrea să vă spun, războiul ăsta se poate câștiga. Mi-aduc aminte de o experiență la un moment dat, în urmă cu câteva luni, a venit o tânără și mi-a spus, Călin, cânt în cor. Dar uite ce mi se întâmplă. Duminica trecută, când m-am urcat sus ca să cânt, deodată mi-au venit niște imagini la care niciodată nu m-am gândit. Am fost bombardată pur și simplu de niște imagini murdare. Și mi-am dat seama că acolo a fost un atac spiritual. Am zis, hai să ne rugăm. Ne-am rugat și am spus, du-te înapoi și cântă. Și dacă vor mai veni astfel de imagini, tu ai autoritate, îl poți îndepărta pe diavol de la tine. N-am mai avut, pentru că a fost momentul acela în care s-a ridicat în autoritatea Domnului, a mustrat acest atac pur și simplu și de atunci e liniștită și cântă în cor. Există și o astfel de realitate și pentru noi, mai ales bărbați, aș vrea să vă motivez puțin, bărbații, noi suntem preoți în casele noastre. Noi trebuie să ne luăm din nou locul, pentru că casele noastre sunt atacate. Casele noastre îs țintele celui rău. Și trebuie să știm, există un război spiritual. Nu ne putem culca așa pe o parte și să zicem, oh, nu, asta e viața, nu există și așa mai departe. Nu, nu, nu. Există atac spiritual. În această seară v-am dat câteva lucruri așa care aș vrea ca să le înțelegem și să știm că poate lucrul care ni se cere în primul rând în ceea ce privește anxietatea și pacea lui Dumnezeu este conștientizarea prezenței lui Dumnezeu lângă noi. Este experiența cea mai importantă. Și acum vom merge la al doilea lucru. Dar am o rugăminte, dacă suntem dintre noi care trecem prin astfel de momente, vă rog, puneți-vă în inimă ca scop al vieții practicarea prezenței lui Dumnezeu. Cel mai important. Am citit despre Frank Lombard, un om care practica prezența lui Dumnezeu și zicea așa, mi-am dorit să fiu conștient de prezența lui cât de mult în timpul zilei. Și spunea el, mă sculam dimineața și înainte să fac orice altceva, nu avea telefoane pe atunci și bineînțeles cum fac și eu, primul lucru, mă uit la telefon și văd care sunt problemele sau ce mai apar. Zicea el, în momentul când mă sculam dimineața, mă ridicam pe marginea patului și stăteam cel puțin 30 de minute. Și ziceam, Doamne, Tu ești cu mine aici. Și nu plecam până nu îmi așezam mintea pe adevărul prezenței lui Dumnezeu. Și zice el, am făcut asta un an. După un an, acum mutarea atenției e doar un gest blând. Și realizez și conștientizez prezența lui Dumnezeu lângă mine. Așadar, Domnul este aproape, aș putea să vă dau multe versete, dar acesta e primul lucru. 2. Ne spune aici Pavel, nu vă îngrijorați de nimic. Cuvântul acesta, îngrijorare, în engleză, este chiar cuvântul anxietate, adică nu fiți anxioși de nimic. Al doilea gând, nu alege vocea anxietății. Acum,
Probabil pentru unii sună destul de imposibil. Adică, Călin, tu zici să nu mă stresez de nimic, să nu-mi fie frică de nimic. Asta spune Scriptura? Nu asta spune Scriptura. Scriptura spune, nu fiți anxioși de nimic. Adică, nu alegeți vocea anxietății, indiferent ce simțiți. Indiferent ce simțiți, nu alegeți vocea anxietății. Și acum aș vrea aici să fac două, trei lămuriri. Dragii mei, știu că fiecare dintre noi am trecut prin multe și pentru unii ni mai greu. Și pentru că am trecut prin diferite stări și evenimente și traume și așa mai departe, în sufletul nostru s-au născut multe stări. Și aș vrea să mă înțelegeți aici. În sufletul nostru s-au născut multe stări. Și pentru o perioadă am reușit să ținem stările astea în control. Dar ajunge, la un moment dat, ajungem în viața noastră când pur și simplu nu mai reușim. Și aș vrea să dau o definiție la ce înseamnă a alege vocea anxietății. Și dacă o veți înțelege, sper că va face sens. Anxietatea este o formă de control a unor stări interioare care au nevoie de prezența și pacea lui Dumnezeu. Sau, cu alte cuvinte, anxietatea este modalitatea firii de a controla durerea. Anxietatea este o formă de control a stărilor care au nevoie de vindecare. Anxietatea este o modalitate a firii, da? De a controla durerea. Vă rog, nu uitați asta. De aceea Pavel își permite și zice, nu fiți anxioși de nimic. El nu spune, nu simțiți nimic. El nu spune asta. El spune, nu gândiți, nu încercați să controlați la nivelul gândurilor ceea ce are nevoie de vindecare. Și o să vedeți după aceea sfaturile pe care El ni le dă. Pentru că, dragii mei, anxietatea ne afectează relația cu Dumnezeu. Eu am trăit anxietate. Pentru că am trecut și eu prin multe. Și când am mai fost la dumneavoastră, v-am spus. Și am făcut acum un podcast cu Ciprian și am spus un pic mai multe. Da? Și știu ce înseamnă asta. Și mi-am dat seama că rolul, când ascultam pur și simplu și mă duceam dus de val la nivelul minții, nu mă mai puteam relaționa cu Dumnezeu. Nu mă mai puteam gândi la Dumnezeu, nu mai puteam citi din Scriptură. Îmi era extrem de greu, pentru că anxietatea este o formă de control a unei dureri care are nevoie de vindecare. Da? Și când am înțeles că dacă mă duc pe traseul acesta, dacă ascult pur și simplu de toate gândurile acestea, ratez momentul de vindecare. Întotdeauna, anxietatea ne va convinge că firea deține adevărul, că trecutul ne este destinul și că aceasta, de fapt, ne este identitatea. Și vine Pavel și spune așa, nu crede vocea anxietății cu privire la nimic din viața ta. Repet fraza asta, nu crede vocea anxietății cu privire la nimic din viața ta, chiar dacă simți lucruri. Bun, primul sfat, Domnul este aproape. Al doilea sfat, nu alege vocea anxietății. Anxietatea este o formă de control a durerii care are nevoie de vindecare. Și bun, dar ce să facem atunci? 3. Vorbește deschis cu Iisus. Auziți ce spune Pavel? Nu vă îngrijorați de nimic. Cu alte cuvinte, lăsați-mă să traduc. Nu controlați la nivelul minții durerea sau stările din sufletul vostru, ci în orice lucru, în orice situație, întotdeauna, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Uitați trei cuvinte. Prin rugăciuni, cereri, cu mulțumiri. Știți cum e asta? Ori de câte ori simt în viața mea și simt în sufletul meu, nu știu, stări, frici, numai noi știm ce simțim. În momentul acela, nu urmați și nu căutați să controlați la nivelul minții ceea ce se întâmplă aici, ci veniți și vorbiți deschis cu Iisus. Na, cât de simplu sună, atât de important este. Am o întrebare. Când ai vorbit ultima oară cu Iisus foarte deschis despre stările tale? Când ai vorbit ultima oară foarte, fără perdea, fără nicio reținere, fără nicio barieră, fără nicio rușine, fără nimic, cu Iisus
de stările tale. Știți de ce nu vorbim? Că noi avem percepția că lui Dumnezeu nu-i pasă de ce se întâmplă noi. Și am fost de multe ori poate învățați, nu știu de unde am fost învățați sau poate n-am fost învățați, nu știu. Și ni rușine, ni groază, cum să vorbesc eu cu Dumnezeu despre asta? Cum să mă deschid? Păi dacă vom citi psalmii, ne vom minuna de cum vorbeau psalmiștii cu Dumnezeu despre tot ce se întâmpla în sufletul lor. Pentru că încă o dată spun, ce în sufletul nostru de multe ori nu-i vina noastră și am mai spus asta. Spuneam cu altă ocazie și vă spun numai ca să înțelegem, și cred că am mai spus-o, dar e bine ca să înțelegem lucrul acesta. Dacă o mamă în timpul sarcinii a trecut prin traume și prin momente grele, acel neurotransmițător numit cortizol a mers prin placentă până în creierașul copilului și copilul când a venit și a ieșit și a venit la viață, devine cu niște, se naște cu niște predispoziții către stres și anxietate. A fost vina lui? N-a fost. Și avem în noi stări, dar asta vine Domnul și spune în Scriptură, zice așa, eu am venit să caut și să mântuiesc ce era pierdut. Tot ce s-a pierdut, Domnul vrea să vindece în sufletele noastre. Și acum, când venim înaintea Domnului și vorbim deschis, eu vă garantez că vom pleca schimbați din prezența Lui. Mi-aduc aminte, la un moment dat, am trecut din nou printr-o etapă foarte stresantă a vieții mele. Soția era în România cu copilașii și eu eram acasă. Erau câteva lucruri care trebuiau să le termin, destul de grele, foarte greu, și nu i-am văzut capătul și am zis, nu-s capabil. Și m-am dus în bucătărie și am început să mă rog cum n-am mai făcut-o niciodată înaintea lui Dumnezeu. Dar știți cum am făcut-o? Spunându-i lui Dumnezeu toate fricile mele, toate îngrijorările mele, gândurile mele care mă măcinau, i-am spus tot. Vreau să vă spun că la un moment dat în timpul rugăciunii am simțit o prezență a lui Dumnezeu, așa, o dragoste pe care n-am mai simțit-o de mult. Și nu numai că am simțit prezența lui Dumnezeu și că m-am bucurat după ce m-am rugat și am primit așa o încredere că pot. Am făcut în 2 zile ce n-am putut face în 5. Aveam un timeline, trebuia să termin câteva lucruri pe mai multe domenii ale vieții și știam că nu pot. Și am încercat câteva zile, n-am avut un succes prea mult și am reușit în 2 zile să fac ce n-am crezut că voi reuși să fac. Vreau să vă spun, experiența aia nu voi uita niciodată. Să pot să vorbesc cu Dumnezeu tot. Când aici în Scriptură Pavel zice, ci în orice lucru aduceți la cererile voastre, la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri, Pavel vorbește de orice stare, de orice nevoie, de orice frământare. Numai problema noastră, știți care este? Când trecem prin astfel de situații, noi venim cu întrebări înaintea lui Dumnezeu, nu venim cu inima noastră. Vă rog, rețineți lucrul ăsta. Noi venim cu întrebări, nu cu inima. Și pentru că venim și nu venim cu inima, nu ni se rezolvă problema. Și Domnul zice așa, vrei răspuns sau vrei vindecare? Pentru că imediat după aceea, în versetul următor zice, și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi prima dată ce? Pentru că noi avem nevoie să ni se rezolve problema inimii. Nu uita, de acum încolo vino cu inima ta înaintea lui Dumnezeu, nu cu întrebările tale, cu inima ta și vei vedea ceea ce se întâmplă. Și în ultimul rând, înainte să intrăm la ultimul gând în această seară, deci vii cu rugăciuni, cu cereri și zice la un moment dat, mulțumește-i. Adică, mulțumește lui Dumnezeu că El se va ocupa de ce i-ai încredințat în rugăciunea aia. Vă rog, nu uitați și lucrul acesta. Mulțumește-i la final, după ce te-ai deschis ca înaintea celui mai bun tată, mulțumește-i că El se va ocupa de tot ce i-ai încredințat. Vreți să-i ajutați pe oameni? Spuneți-le lucrul acesta.
Când îi mulțumești și lași în mâna lui tot ce i-ai adus, în momentul acela se întâmplă o mare minune. Știți care e minunea? Al patrulea lucru. Primul, Domnul este aproape. Nimeni n-are în lumea asta ce avem noi, dragii mei, frați și surori. Copiii lui Dumnezeu. Știu ce au? Prezența lui Dumnezeu întotdeauna cu ei. Noi niciodată nu suntem singuri. Doi, nu alege vocea anxietății. Nu controla ceea ce are nevoie de vindecare. Da? Trei, fi deschis și vorbește cu Iisus de tot ceea ce te frământă și se întâmplă în viața ta. Și patru, când faci lucrul acesta, spune Scriptura în versetul 7, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, pentru că noi nu avem nevoie de răspuns, noi avem nevoie de pace. De asta avem noi nevoie. Vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Ok, vreau să vă întreb ceva. Ați avut vreodată o experiență cum am avut eu, în care ai avut o problemă foarte complicată și ai mers să vorbești cu cineva, ca și cum aș duce eu să vorbesc cu fratele Eusebiu. Și aș spune într-o oră toată problema mea și el s-ar uita la mine plin de pace, dar știind că fratele Eusebiu are toată puterea să-mi rezolve problema. Știu, mă duc la el și știu că are toate resursele și toată puterea să-mi rezolve problema. Într-o oră îi spun totul și el se uită cu drag la mine plin de pace. Eu am avut o astfel de experiență. Nu-ți mai trebuie niciun cuvânt. Nimic nu-ți mai trebuie. Pentru că știi că el are toată puterea și în momentul când el se uită la tine plin de pace, știi că lucrurile vor fi ok, le lași în mâna lui. Vreau să vă spun acum la final că pentru cei care trec prin anxietate, am vorbit astăzi despre anxietatea și pacea lui Dumnezeu, pentru cei care trec prin anxietate, Dumnezeu vrea să se reveleze ca un domn al păcii. Ca un domn al păcii. Spune aici, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile. Vreau să am o întrebare acum. Când ai stat ultima oară? 5 minute. Nu zic 30, 5. În prezența Lui, știind că El e Domnul Păcii. Vreau să spun, când stai 5 minute într-un om, ok, pun altă întrebare. Ai avut vreo persoană în prezența căruia să simți că omul ăsta e plin de pace? Să stai, nu știu, poate nu o fi soțul, nu o fi soția, un prieten. Măi, eu când mă duc și stau cu omul ăsta și când îi văd pacea, parcă aici aș sta. Acum ascultați-mă, Dumnezeu are o pace mult mai mare. El este Prințul Păcii, spune Isaia. El este Domnul Păcii. Când ai stat 5 minute în prezența Lui, că pacea Lui vrea să-ți vindece inima. Noi nu putem, că suntem preocupați. Și o să vedeți lucru șocant. Nu, că trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, suntem obișnuiți, trebuie să facem aia. Ne distragem pur și simplu, numai să nu aducem înaintea Lui ceea ce ne căjește în fiecare zi. Și asta putem fără consilieri, că dacă am ști cum să stăm în prezența lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu găsesc iertare, găsesc eliberare, se liniștește inima, se liniștește sistemul nervos și dintr-o dată simt pacea care întrece orice, că n-ai nevoie de răspunsuri, ascultă-mă, tu ai nevoie de pace. Pacea lui Dumnezeu este soluția pentru inima ta tulburată. Pacea lui Dumnezeu este soluția pentru mine. Uitați ce arată scanurile pe creier, ce s-au descoperit de-a lungul timpurilor, că perturbarea liniștii dintre două persoane afectează cel mai mult sănătatea mentală și emoțională. Perturbarea liniștii dintre două persoane. În schimb, abilitatea de a te liniști în prezența cuiva este cel mai mare predictor al unei sănătăți mentale bune. Și noi l-avem lângă noi pe Domnul Păcii. Să te scoli, Domnule, dimineața și mai mult decât orice, să le lași toate la o parte și să stai în prezența Lui.
câteva minute bune, Domnul păcii, stai în prezența Lui, că ai nevoie să-ți se liniștească inima. De ce ai nevoie să-ți se liniștească inima? Pentru că uite ce spune versetul 8, spune așa: încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, orice laudă bună, zice aici, aceea să vă însuflețească, adică la astea să vă gândiți. Nu, acum ascultați-mă adevărul șocant. Noi nu ne putem gândi la lucrurile astea până nu ni se liniștește inima. Mă înțelegeți? Unii vin și spun, gândește așa, gândește așa, gândește așa, gândește așa, gândește așa. Și eu zic, bun, încerc să gândesc așa, încerc să gândesc așa, încerc să gândesc așa și eu tot la fel îs, tot la fel îs. Pentru că, ascultă-mă, până să gândești cum trebuie să gândești, trebuie să experimentezi pacea lui Dumnezeu, care vine din o continuă conștientizare, o decizie că nu ascult și nu accept să-mi controlez durerea. După aceea, cu o deschidere totală în prezența lui Dumnezeu, termin cu mulțumire, lăsând lucrurile la mâna lui Dumnezeu, și mai apoi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, îmi va păzi inimile. Uitați ce spune Psalmul 131 cu versetul 2. Zice așa: sufletul meu este liniștit și potolit, ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Uite, așa trebuie să fie sufletul nostru. Vrei să auzi vocea lui Dumnezeu? Caută pacea Lui și o vei auzi. Vrei să vezi planul lui Dumnezeu în viața ta? Caută pacea Lui și o să înceapă mintea ta să conștientizeze prezența lui Dumnezeu lângă tine. Altfel, mintea ta niciodată nu va putea să conștientizeze prezența lui Dumnezeu. Termin și vreau să vă spun ceva. Invitația Lui rămâne valabilă în Matei 11 cu 28, zice: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Am citit despre părinții bisericești din secolul 3 și 4, care mergeau zilnic în locuri retrase ca să caute pacea lui Dumnezeu, pentru că ei ziceau, lumea e ca un labirint și sufletul nostru este prins în lumea aceasta. Și ascultați-mă, ăștia n-aveau telefoane, n-aveau Facebook, n-aveau Instagram, n-aveau atâtea provocări, nici nu mergeau cu mașina. Ăștia aveau poate toate motivele să nu se retragă o oră în prezența lui Dumnezeu. Și cu toate acestea ziceau, sufletul nostru e ca într-un labirint. Ăștia nu aveau 10.000 de bad news de pe internet. Acolo nu știu cine omoră pe nu știu cine. Vine, nu mai știu ce virus. Iar ne scad din salarii sau mai știu eu ce. Mintea lor n-a fost bombardată cu atâtea. Și cu toate astea au zis, noi avem nevoie de pacea lui Dumnezeu. Cât de mare nevoie ai tu și am eu de pacea lui Dumnezeu? Uite ce spune 1 Tesaloniceni 3:5 cu versetul 23. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și duhul vostru și sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, până la venirea Domnului Iisus Hristos. Știți ce înseamnă cuvântul sfânt? Cuvântul sfânt înseamnă să fii pus deoparte și să fii întregit. Când cauți pacea lui Dumnezeu, ți se pune sufletul deoparte, din gălăgie, din stres, din atacurile diavolului, din minciunile lui, îți pui sufletul deoparte, Duh. După aceea, după Duh, îți pui sufletul deoparte și ți se întregește sufletul. Și după aceea și trupul. Și vei putea dormi bine noaptea. Ți se va liniști stresul care poate ți-a pornit o boală în trup. Pentru că Dumnezeu are nevoie de noi și de mine și de tine ca să faci lucrarea Lui. Așadar, anxietatea și pacea lui Dumnezeu.
Domnul este aproape. Nu alege vocea anxietății, nu controla durerea care are nevoie de vindecare. Vorbește cu Dumnezeu și cu Iisus deschis rugăciuni, cereri și mulțumiri, abandonând finalitatea la ce ai cerut în mâna ta, în mâna Lui. Și atunci pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, îți va liniști inima și o să începi să gândești bine. Poate nu-i pentru tine mesajul, poate tu ești bine, dar poate este pentru cineva din familia ta. În această seară poți să iei o decizie. Poți să iei o decizie care să-ți schimbe radical viața, pentru că lucrurile nu se vor îmbunătăți în lumea în care trăim. Pentru că anxietatea este doar ușa către alte dereglări și probleme. Vorbesc cu mulți care de la anxietate au trecut la depresie și de la depresie au zis singura ușă afară e dacă îmi pun capăt vieții. Nu, nu, nu. Biserica Domnului Iisus Hristos trebuie să fie un loc unde Domnul Păcii, în primul rând, să schimbe viețile noastre tot mai mult și tot mai mult și mai apoi noi să fim instrumente de vindecare pentru alții. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să avem un moment de rugăciune în această seară. Un moment în care să luăm niște decizii noi. Un moment în care să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, vreau să țin prezența Ta. Uite, nu ți-am simțit de mult prezența Ta. Vreau să mă hotărăsc, începând de astăzi, să trăiesc cu Tine, să simt prezența Ta. Vreau, Doamne, să mă eliberez de tot ceea ce m-a ținut până acum ca să Te pot sluji. Vreau să Te cunosc pe Tine ca un Domn al Păcii. Și dacă în timpul acesta sunt persoane care au nevoie de, poate de o rugăciune specială, poate ai venit aici la biserică și ai zis, Doamne, am nevoie să-mi vorbești, sunt disperat. Poate Domnul ți-a vorbit, dar poate ai venit cu o problemă și ai nevoie ca Domnul să se atingă de tine. Împreună cu frații slujitori vrem să lăsăm momentul acesta și ne putem ruga. Poate familia ta e într-o situație delicată. Poate ai nevoie de atingerea lui Dumnezeu în trupul tău. Poate ai nevoie de atingerea lui Dumnezeu la nivelul minții tale. Poate ai nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Vrem să avem și momentul acesta. Haideți să cântăm această cântare și să avem acest moment de rugăciune. Fratele Raul a spus așa: Domnul astăzi poate să vindece. Voi credeți că Domnul poate ca să vindece? Sunteți în această seară care aveți nevoie de vindecare. Domnul poate să elibereze. Credeți că El poate să elibereze? Unii au nevoie de eliberare. Unii au nevoie să simtă pacea care vine de la Dumnezeu, prezența, speranța pe care numai Dumnezeu o poate da în această lume și poate în lumea ta care e întuneric.